Dar Andia oare o avea un dressing mare? Nu știu, că ea vine și își bea cafeaua la mine. Oh, ce mai face draga de ea? S-a întors din vacanță sau tot încă acolo? S-a întors. Da, Uță și s-a fost bine? Da, a fost bine. Da, sirenul. Băi, frate, am văzut niște imagini, da, cu Andia, care nu prea dă din casă, tu știi, no, foarte bine. Ia uite-o frumoasă de ea. E mega discretă, mega discretă. Plângăne, așa, na-na-na. Și la un moment dat, din valurile mării, dacă vă uitați cu atenție la aceste filmări, da, din valurile mării iese... Uite sirenul! Ia! Auto-le! De unde e marea în jos, el n-are picioare. El are coadă. Ascultați-mă ce vă spun. Ai vorbit cu marea? N-am vorbit, fata, cu marea. Am văzut mușchetele. Adică nu trebuie marea. Ai vorbit cu Andia? Nu, fetiță, m-am uitat la televizor și l-am văzut. Și se vede prin valurile mării care coadă de sirenă. Ei, asta mi-am imaginat eu în capul meu bolnav. Că tu știi că... Bine, eu... bine, dar așa ți-ar plăcea. Da, e dat și e dat unei, păi, fete... Păi, da, e? Frumos. Presupun. De ce l-ar fi filmat? Tu filmezi așa tot sirenii. Cum iese sirenul cu pac? Eu nu filmez. Ca pe delfini. Nici nu văd. Eu uite spumii mării. Uite spumii mării. Da? Este. Da, se observa. Să-l mai vedem o dată. Două pahare. Sunt două pahare. Două pahare, corect, corect. Două pahare cu apă. Se știe că Andy are un iubit sau nu se știe? Fof, încă ăla și ăsta și imediat. Așteaptă și stop cadru pentru draga mea colegă să se simtă bine. Stați așa să o văd pe ea. Hop! Ia uite, Sire. Uite-te puțin. Vezi ternocleidomastoidianul ăla? Auto biceps, auto triceps, sufiate în poziția. Observi? Poziție de bărbat cu mâinile în spate, în poziție de atac. Vine valul. Nu ia calul, pentru că el ține calul pe coadă. Da, haide, ești bine? Nu. Nu ești bine, pare. Nu, adică, ți-am zis. Ok. Ce ai, urile? Ale tale? Nu, alea de mine faci tu, cred că... Alea nu e bună deloc? Nu. Nu te ajută? Da, sau din potrivă, îți dau așa, îți mi-a pierit mermeidul. Vă rog eu, rulați. Încă o dată lăsați stop cadru acolo să se simtă bine. Lasă-mă că mai văd și eu frumusețile naturii. Asta? Asta ce? Aia este cine? Un munament. Un duh. Un munament. Deci, despre Andia, se știe că are un iubit sau nu se știe? Eu de unde vrei să știu? Eu n-am vorbit niciodată, că știi că e singura interpretă pe care am oprit-o în timp ce vorbeam cu ea ca să sculpie, sau pentru că nu mi-am dat seama că vorbesc cu ea? Deci cum adică? Fii atentă. Se lansează piesa Scrie-mi orice. Da. Ceva mai frumos eu n-am ascultat în viața mea. Am transpirat toată, am ascultat-o ea pe bucăți. Ea scrie versurile, superb, talentată maxim. Dumnezeu. Și eram cu ea și colegii făceau pe pauză probe de sunet. Și începe, scrie-mi orice. Și ea vorbea cu mine și zic, doar o clipă, te rog. Da, fetiță, nu mi-am dat seama. Ca să o asculți, da, să te bucuri de piesă. Și zic... Și ea a tăcut? Și ea a tăcut și mi-a mulțumit pentru că a zis, nu-ți dai seama ce plăcere îi face unui artist să-l oprești din vorbă ca să-l asculți cântând. Superb, adevărat. Eu nu știu dacă altcineva ar fi înțeles. Superb, superb. De aia mă leagă minunată relație, pentru că este un om cum nu se mai fabrică. Bun simț, fără fițe figuri, rășini în cap, fără... Știi? Într-adevăr e foarte discretă, ceea ce mi se pare super. Am avut și eu experiența, a cântat la Baia Mare, la Sărbătoarea Castanelor. Da. Și îți dai seama, a pus derie de copii acolo care își doreau să facă poze. Și în general, mă rog, sunt manageri, impresari, ăștia, mă rog, normal, care se ocupă normal de artiști și care spun... După concert, în locul cu tare, să se strângă și să stea 7 ore să facă poze. Și m-am dus și am rugat-o, pentru că erau niște copiluți care stăteau și era frig. Și am rugat-o pe ea, fără să întreb impresarul, te rog, dacă se poate, uite aici, nu trebuie să pleci nicăieri, doar să stai să zâmbești frumos la 3 ce poze frumos și gata, să bucurăm. Și a zis, da, fără probleme, aduc copii, nu e absolut nici... Foarte... Bună la suflet și la înfățișare. Te pupăm, și Diana, la voce. Te pupăm și să fiți fericiți, dragilor, ce putem să zicem? Pentru puținii care nu știu, pe Andy o cheamă Diana și și-a amestecat așa într-un bol magic literele numelui și... A ieșit Andia, da. Ce mai ziceai? Ia să vedem. Ce să zic? Nu ești pregătită. Deci nu mă întreba. De ce mă întrebi?
Păi mi-ai spus că o să mă omori cu... Vai, deci, că atenție, nu, 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 mi-a făcut un scandal, că nu-mi place, nu, vreau mie să vedem, vreau să vedem. Pavlova. Da. Le lasă, zice, că o să-ți arăt eu ceva ce o să-ți placă, da, de o să mor și o să-mi ceri. Păi ții tu minte, draga mea, când am vorbit noi despre ciocolata Dubai, care se face cu nu știu ce fideluță și fistic și nebunie, nenorocire? Și-am bălit aici la emisiune? Noi nu bălim la emisiune. Scuze, doar am fost pofticioase? Așa. Așa? Am făcut schimb de idei. S-a inventat... Ciocoliva! Ciocoliva, colivă, tu, colivă, colivă. Mulțumesc cu ție, Doamne, Doamne, mulțumesc. Păi de ce mulțumești? Că doar o vezi, nu o mănânci. Stai liniștită, că obținem noi. Cum? Dă-mi niște telefoane. Ciocoliva este ciocolată cu colivă. God, până acum trebuia să mă duc la o cofetărie din București care vinde înghețată cu colivă. Ah, atenție, există... Ia fan colivă. Sunt fan colivă, să nu mă audă Iura Luncașu, că e... Energia de unde vine mâncarea asta, adică coliva e făcută, ferească-mă Dumnezeu, atunci... Aia zice și Iura. Cineva? Știi că noi făceam trafic de colivă la un moment dat? Oh my God! Da, pentru că lui Iura, neplăcându-i și noi adorându-l pe Iura, când aducea cineva colivă, aveam grijă ca Iura să nu vadă. Logic! Și puneam în păhăruțe de alea de unică folosință și făceam semn, exact, știi? Exact ca la Parastas! Oh! Mai e... Da, da... Și ne duceam și mâncam în diferite cămăruțe, inclusiv... Dar cum să-ți placă coliva? Cum să nu-ți placă coliva? Dar cum să-ți placă Ucizi coliva? Pentru coliva. Cum să uci... Ferească, tu, nu e în regulă. Nu, așa e vorba. Știi, I would kill for that. Da, așa da, e din, da, din engleză. Știu, da, nu. Doamne Dumnezeu. Adică și ce? Nu e ciocolată, oh! Nu e frișcă, nu sunt fructe. Nu, dar scorțișoara aia. Dar sunt nucile alea. Nuci. 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 Mănânci bombonelele nuci. Alea. Crucea de mijloc. Înțelegeți ce zic, nu? Ce vrei? Nu. Din aia, eu din alea mari nu mănânc, că mă intimidează. Alea cu crucea aia mare și cu bomboane. Aia cred. E mult. Dar dacă mi-aduci un păhăruț... Una de aia mică. Una de aia mică. Să-i faci față deodată. D-un șat. Știi? Un șat? Șat. Mi-aduci șat, pang, gurița, am dat pe spate, am plecat. Dar cum să-ți placă coliva? Adică să nu-ți, nu-ți placă, placă pavlova, coliva. Să nu-ți placă ciocolata cu nu știu ce. Fii atentă. Da. Pentru, vreau să fac un anunț. Te rog. Pentru amatorii de colivă care nu au avut un eveniment nefericit în familie sau în vecini sau între colegi de multă vreme și nu mai pot după colivă, în lanțurile mari de hipermarket există colivă instant pe care eu am făcut-o, vă jur. Eu am... Firică! Vezi că cu tine vorbesc. În 10 minute se face coliva. Se ia pachetul, se taie punga, se pune în apă, se lasă cât scriu ăia acolo, că asta e problema, se face coliva. Dar numai bine, dragii noștri, cei care s-au regăsit în imaginile pe care noi le-am rulat mai devreme între noi două. Nu știu de unde sunteți, nu știu cine sunteți. Draga mea colegă, își dorește mult. Plătim ramburs, dublu dacă e cazul. Puțină colivă, că e grea. Sediu canal de Romexpo București. Aia cu ciocolată? Trimite-ți-ne și nouă o ciocolivă din asta. Fii la pachet. Uite, facem. Vrea și Ioana. Fii deci, atent ce facem. Și... O băgăm în congelator. Eu am congelator în cameră. Da. Băgăm, întâi o feliem. O feliem. O feliem. Deja ți imaginezi. Cum n-ai? Cum o rupi și cum... N-o rupi! N-o rupi, o tai. Face, o tai. O tai. Ca după aia să iei o doză. O doză. Să iei doza. Șat. Și șat. Bine, trimite-ți-ne mult, că restul știm noi. Mulți în echipă. Ce să faci? Auzi? Plătim, ramburs, e în regulă. Suntem fete de salon, adică nu vă închipuiți de comitet. Ceva. De comitet. Deci așteptăm cu mare încântare ciocoliva la sediul Canal D. Am zis. Bine, tu cu Pavla ciocoliva o mănânc. Doamne, eu că atâta te-ai... Oh my God, oh my God. Dar ce o să zici dacă o muiere... Da. O femeie, o da. Doamnă, o gagică. Da. Ne găsim tuși partenerul adecvat. A căutat, s-a duce. Căutând, dar negăsindu-și, că tot a, nu te da, plângi că te-ai găsit tu. De o săptămână încoace. Și de ce să fiu loșinești tu? Ceaiul nu-ți mai place. Păi nu, că-mi dă stări. Îmi stă bufeuri. Deci ce a făcut aceasta? O femeie care și-a căutat, nu și și-a găsit? Și nu și-a găsit. Tu? S-a căsătorit. Tu? Cu cine? Dacă nu și-a găsit. Că tu nu. Cu ea însăși. Da. Eu s-a măritat cu ea, a făcut un an de căsătorie. Și-a făcut prăjitură frumos. S-a sărbătorit cu prietenii. Ea e? Tu? S-a sărbătorit cu prietenii. Tu nu vezi ce înaintare are? Mă vezi pe mine cu... Uite-te și tu. Seamănă cu mine? Nu, n-am zis că seamănă cu tine. Zic că tu ești în situația asta. Sigur, ca tine am vrut să zic. Doar că sună mai frumos. Tu. Păi e o problemă.
Eu m-aș lua pe mine. Aia, eu nu. Nu te-ai lua pe tine? Nu, sunt plină de defecte ca maimuța de păr. Dar și eu sunt plină de defecte, dar mă iubesc așa cum sunt. Un om, no, sunt și eu, no, amărât un om. Nu. Dar nu. Eu mă înțeleg pe mine. Eu mi-ofer iubire și afecțiune, eu singură și mă echilibrez. Deci mărită-te tu cu tine. Eu cu mine foarte bine, da? Vezi? Da? Eu nu m-aș lua să mă omori. Nu te-ai luat păi pe tine? Păi nu, că-s psihopată. Trezește-te dimineață, primul lucru, fă patul. Cine face asta? Primul lucru? Nu mai face patul, cum adică? Nu, întâi te duci, te relaxezi, faci una, faci alta, după aia faci patul. A, nu. Nu, eu am de asta, de armată. Eu intru la duș la și 39. S-a făcut rău. Tu înțelegi că trebuie să ne luăm una pe alta. E groaznic. În România o să ne fie complicat, da. Deci la și 39 intru, trebuie neapărat să mă... Și eu la fel. Cu ce încep să te speli prima dată? Bravo! Da? La ce ochi te machiezi prima oară? Cât timp stai la duș? 27 de minute cu tot cu uscat păr. Cu tot cu uscat păr? Da, dar fără machiaj. Uneori merge așa și cu... suntem. Uneori... La mine nu merge și cu, că eu am mai mult. Aia e problema. La mine durează un pic mai mult. Dar ne înscriem. Vai, ador așa ceva. Într-o oră am ieșit din duș. Îți bei cafeaua înainte de duș sau după duș? Întotdeauna înainte ca să poți să... Perfect, deci intru eu prima la duș ca să-ți bezi tu cafeaua și apoi beau eu cafeaua și intri tu la duș. Complicat, dar ne descurcăm. Suntem de acolo. Găsim noi o variantă dacă avem și ciocolivă sau pavlova, în funcție de caz. Și fac o cafea. Și bună? Oh, doamne. Ador, dublu espresso. Auzi? Aud. Văd că vorbești repede și bine. Îmi prost. Place de tine. De cele mai știi multe că ori. Eu sunt bâlbuită și plecată. Și eu la fel. Cu toate că am făcut cursuri de dicție la un moment dat. Ești copil. Cu cine ai nu, făcut? Nu, am făcut. Cu Alina Stanciu se numea. Da. Se numește. Nu, că s-a căsătorit și nu cred că se mai numește Stanciu. Și în clasa 12-a învățam pentru BAC cu creionul n-o spatele caninilor. Asta făceam. Citeam comentariile la română. Dar eu nu înțeleg. De ce să înveți dicție pentru examenul de BAC? Pentru că la unele la litere... La BAC îți cerea la limbă? Nu, eu făceam cursul de dicție în același timp. Ah, și decât să stau să citesc nu știu ce alea de dicție pe care mi le dădea, preferam să citesc comentariile la română. Dar de ce mă întreb de treaba asta? Mai ușoare, mai grele, mai cumplite, mai... Ce vrei să zici? Am niște exerciții de dicție. Așa? Pentru mine? Îmi dai test, adică? Poți să-mi dai și tu mie, dacă ai chef. A, facem una-una? Facem una-una. De care vrei? Mai grea, mai ușoare? Ușoare vreau, ce grele, cum adică? Amuzante vreau, amuzante. Da? Păi ăsta nu-l dau? Cum adică păi ăsta nu-l dai? Nu trece peste ele. Ei, păi ăsta nu pot, că este C... Care e, cratimă. Care e, îl zic eu. Ăla de ți-am zis, ăla cu îl zic eu. Cratima. Tot am zis și am zis coi zice, dar de zis eu n-am mai zis, nici n-am zis, nici noi mai zice, cam să zic că am zis coi zice. Acum înțelegi? Foarte frumos m-am descurcat, nu că e bine? Unul jos, doamne, cât e de frumos. Un moș cu un coș, un coș, un cocoș, moșul cu coșul, coșul cu cocoșul. E bine? Și cea mai periculoasă? Și-a fost asta. Vrei una periculoasă, periculoasă? Da. Dar nu pot să ți-o dau repede, că mi-e frică. Da. Eu pup poala popi, popa pupă poala mea. Asta este. Asta e foarte nasol, pentru că dacă o zici la 7 dimineața, am făcut mult matinal, mult și matinal. Repede. Și mă punea cu colegul de suferință să zic repede chestia asta. Și la câte greșeli am băgat pe post, am zis să nu. Da. Vreți să mai zicem? Mie îmi place asta cu... Nu vreți să mai zicem? Auzi, deci, că nu ne-am descurcat bine? Mă, cred că nu. Eu cred că ne-am descurcat. Nu ne-am descurcat. La ce entuziasm auzim, e foarte clar. Bine. Să trecem la locurile de poveste. Ce sunt locurile de poveste? Ce face? Dacă noi nu vrem să trecem o banană, mai departe. Cele 555 de ciuperci ciuruite pentru ciorbă. Iată. Fata fierarului fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum. Fii atentă că știu eu. Mierliță, fuflendiță, fluflendi, fluflendăriță, nu poate să fluflendească, fluflendi, fluflendărească pe mierloiu, fluflendoiu, fluflendi, fluflendăroiu. Dar mierloiul, fluflendoiu, fluflendi, fluflendăroiu poate să se fluflendească, fluflendi, fluflendărească pe mierliță, fluflendiță, fluflendi, fluflendăriță. Hop! Și am demonstrat cine suntem, sora mea! Mamă, îți dai seama că de-aia ne țin la emisiune aici, la canal de... Băi... Că suntem noi buni pe dicție. Da. Aia e. Ce vrei, să mai zicem ceva? Vrei în tandem? Te provoc? Ce face? Fii atent. Floșcă. Grele. Grele. Păi asta a fost grea. Nu, nu mă băga, nu mă băga. Nu, bine, la hai. Trei, nu te bag. 3, 2, 1 și...
Manifest stupoare când pe o microfotografie întrezărește o inexorabilă cifră 13 și gândești... Nu înțeleg paracal... nimic. Asta auzi? Nu mi-a ieșit. N-am fost amuzată deloc. Ha, și m-a învățat Ștefan Mărică Junior una. Un vultur să pepisc cu un pic simplisc. Cum? Un vultur să pepisc cu un pic simplisc. Plisc. Cum? Un vultur! Să pepisc cu un pic... În ce? În ce? În Doamne ferește, măicurița Domnului Sfântă Născătoare de Dumnezeu, care nu m-a enervat fata asta, nu mai pot. O să luăm o pauză să mai iau un ceai sau ceva.